Important că fac unele compensații și asta e important. Că e un ajutor pentru cei care au nevoie. Sigur, era mai bine când era în factură? Factură, da. De ce? Așa socot, nu știu ce am socotit, că e mai bine așa. Tot același bani, dar nu știu, dacă ar fi tot aceeași sumă, am în vedere, dacă ar fi așa, nu-i mare diferență, am în vedere, dar totuși era mai bine, știu că vine în factură și n-ai treabă să mergi la poștă. E că numai așa am vorbit cu doamna care se ocupă. Mi-au spus și documente să gătesc pe mâine. E când era gazul, prețul mare, nu s-o simță de fel compensat așa. Anul acesta nu o să fie în factură cum până acum, dar o să dea bani pe card sau la poștă? Am știut aia că la dumneavoastră. Am să vedem, pe nu treci prin traza, nu știi. Păi, cât dău? Încă nu se știe. Ați dă 300 de lei și ideea ăștia vând cubul cu 2000, dar s-o măreți și la stat, e 1000 de lei, asta avem tare. Eu și soțul, noi avem salarii decente și noi nu am depus nici într-o an la compensație. Trebuie o calculare și o recalculare foarte bună, fiindcă sunt persoane care merită, dar sunt persoane care eu s-o pot că nu merită compensația. Cardul nu ne trebuie, că mie nu ne ajunge de mâncare, dar nu cardul. Dar se poate și la poștă. Da, eu tot vreme tot la poștă. Da. Dacă îi dă 800 pe lună, dar lemnul costă peste 1000. 800 anul trecut v-au dat. Da, și anul ăsta să dă, cred că eu așa mă gândesc, dar și n-a să ridici mai mult. Nu ne ajunge. 5 cuburi nu ajunge, mă trebuie cum e iarna. O leucță că faci mai puțin, te îmbraci și... Așa că nu o mea, dar dacă vrei și te atunci timp ne-ai adus-o, că n-ați ajunge. Ar fi bine dacă ar fi și pentru energie electrică, că anul a fost mai mult pentru gaz. Și chiar și gazul, tot e cu energie electrică, dacă suntem cu încălzirea asta autonomă și... un frigider și orice, tot e energie electrică. Anii trecut ați primit compensație? Da, am primit. Și sperăm și anul ăsta să întream în trensa, pentru că nu de ajuns. Ați văzut că anul acesta este mai strict, adică da, condițiile... Da, sunt mai stricte, dar sper că după leafa care o avem, să întream. Pentru salariul noastră de 6.000 e foarte greu de descurcat dacă n-a să avem compensații. Foarte greu.